Doamnelor, domnilor, bună seara, bun regăsit la o nouă ediție în emisiunii Mix Actual. Sunt Onelia Pescaru și ne întâlnim în această seară în studioul Mix TV cu Cristina Chiriac, organizator Festival România Autentică, un festival care reunește mai multe evenimente menite să ne scoată la soarele de iunie în acest weekend și nu degeaba. Mergem să ne bucurăm românește, să ne amintim de acea Românie frumoasă pe care fiecare dintre noi ar trebui să o cinstim, să o păstrăm în suflet și să o scoatem la lumină de câte ori se poate. Bună seara! Bună seara și vă mulțumesc! Îmbrăcată în ia tradițională, ia presupun foarte dragă, ea care a inspirat acest festival România Autentică, pentru că nu întâmplător, 24 iunie, ziua de sânziene, este și ziua universală a ei. Așa este. Cum s-a născut această idee de festival România Autentică? A pornit de la o necesitate, de la faptul că tot mai puține femei aleg să perpetueze acest meșteșug de coasere al ei și tot mai mulți tineri pleacă în străinătate, apucă drumul pribegiei către alte meserii și practic România se afla într-un moment de cumpănă, să-i spunem așa, de pierdere și de ștergere puțin câte puțin din datinile și obiceiurile noastre. Și marea majoritate a celor cu care am discutat, a meșteșugarilor, mi-au spus, știți care este cea mai mare problemă? Pe noi nu ne promovează nimeni. Mergem prin târguri, prin piețe nespecializate, pentru că produsele noastre sunt lucrate manual, suntem luați în derâdere, concurăm cu ea chinezească, da? Și în situația în care noi chiar nu avem alte surse de venit pentru noi și familiile noastre, pentru că vă imaginați o bunică, o femeie de 60 de ani, are copii, copiii aceia au alți copii și practic e vorba de un întreg ecosistem în mediul rural, trebuie să se nască cineva sau să găsim o soluție astfel încât să fim puși și noi în valoare. Pentru că ați văzut foarte bine, politicienii au casta lor, da, antreprenorii au casta lor, dar noi meșteșugarii ai cui suntem? Că nu suntem nici cal, nici și măgar. Și v-ați făcut castă. Și, sau breazlă, că da, breazlă erau breazlă, da. Ne-am gândit, deci, scuze, pornind de la emoția. Da. Întotdeauna când vorbesc despre povestea care mă leagă și care a pornit tot acest demers, devin din emoție se nasc cele mai frumoase lucruri, pentru că fără de trăire nimic nu se leagă. Așa este. Deci o necesitate identificată în peisajul românesc, poate chiar o rană la un moment dat, îndepărtarea de tradiții, uitarea de sine, un popor care își uită tradițiile și își pierde rădăcinile, nu poate fi decât un popor sortit unui destin tragic. Dincolo de necesitate, însă ce anume din Cristina Chiriac a născut ideea, viață la țară, bunici la țară, ce anume? Nimic ceva din toate acestea. Nu, ba da, am mai multe. Fată de oraș? Sunt fată de oraș, mai degrabă să-ți spun așa sincer, sunt nepoată de chiaburi. Da, oh! Din câmpia română, bunicii mei au avut o avere impresionantă, parte din câmpia română, dar bineînțeles că au pierdut totul și au luat-o de la zero. Țin minte chiar o poveste impresionantă pe care mi-a spunea tatăl meu, că la 14 ani au fost duși în delta Dunării la tăiat de stuf și câteva luni de zile pe acolo și-a făcut veacul, dezlipind lipitorile cu săculețul și de sare la bruș și cu cuțituri. Deci fostul copil însărit a trăit. Da, a trecut printr-o perioadă grea, iar eu am crescut în memoria acestor amintiri, cu coloana povești vertebrală, că eu sunt cineva și trebuie să fac cinste strămoșilor mei. Nu știi niciodată cine sunt strămoșii mei. Și la un moment dat vine în viața fiecărui om un moment de cumpănă când te întrebi, încerci să-ți regăsești identitatea. Cel puțin asta mi s-a întâmplat mie și am început prin a mă reîntoarce în trecut, în locurile natale ale părinților mei, să găsesc a cui sunt. Rădăcinile, da, pe urma rădăcinilor. Și am descoperit că bunicul a luptat în primul război mondial, în al doilea război mondial, că unchiul bunicului meu a murit în primul război mondial și așa mai departe și atunci am început să strâng piese.
Deci piese ceva de... din interiorul Cristinei Chiriac trimitea, chiar dacă nu identifica să-i ce anume. Eu cred că nu e nimic întâmplător în această lume din ceea ce ni se întâmplă pe acest pământ și că trebuie doar să dai frul liber simțirilor tale. Iar eu și asta am făcut. Și să răspunzi la chemare. Dacă da, asta am făcut. M-am lăsat purtată de val și am zis, hai să vedem unde mă duce valul ăsta. Dacă vreți, pot să vă spun așa că a fost ca un fel de o a doua dragoste pe care o simți și pe care nu te poți împotrivi și vrei să vezi cum se sfârșește. Asta s-ar putea să nu se sfârșească și ne dorim să nu se sfârșească pentru că... În sensul de happy end, în sensul este, că... Este frumoasă și iată că a generat aceste evenimente în mai multe zone din România. Înțeleg că este a câta ediție acum. Am ajuns la a treia ediție. Festivalul România Autentică. Da, am plecat de acasă de la Brâncuș pentru că în anul 2016 sau a fost anul Brâncuș și am spus că cel mai bun moment pentru istoria acestui neam este să ne reîntoarcem acasă la Brâncuș și să-l celebrăm și să strângem alături de noi toți meșteșugarii care mai sunt și care își doresc să fie promovați. Deci la Hobița s-a aprins pe scânteia. O câmpie imensă. Bine, inima Cristinei s-a aprins, dar după aceea la Hobița... Da, da, am să vă povestesc lucruri pe care nu le-am povestit nimănui și anume faptul că încercând să-l redescoper pe Brâncuș, în momentul în care am ajuns pe platoul mare din fața casei muzeale a lui Constantin Brâncuș, am simțit cum pământul vibrează a energie. Și am zis, cu locul ăsta se întâmplă ceva, e un loc magic. Și oamenii de acolo ar trebui puși mai mult în valoare, pentru că locul în sine poate deveni o atracție turistică incredibil de mare, care să poată să îmbunătățească din punct de vedere economic viața acelor săteni. Așa a pornit România Autentică de acasă, de la Hobița, cu baloți de paie, cu costume populare oltenești, cu Doina Gorjului, cu mulți artiști și interpreți din toată țara. Am continuat în al doilea an cu Iașul, pentru că a fost anul Creangă. Creangă, iată și pentru că... Brâncuș la Creangă, da? și pentru că ne-am dorit să fie un fel de punte între vechea țară românească, mă refer la regiunea istorică, și Moldova. Și toate s-au legat frumos, au venit români de peste Prut, orchestra Lăutarii condusă de Bot Gros și Ioan Paladi și-au venit acolo și ne-au cântat. Unde joacă moldoveni, nu crezi vara buruieni, nu? Deci ce trebuie să fi fost acolo. Și am încheiat cu o ciocârlie magistral interpretată de domnul Botgros. Pot să spun că am plâns acolo pe scenă și m-am simțit, nimic din ce am făcut în viața asta nu mi-a adus mai multă împlinire și bucurie în suflet decât ceea ce fac acelea, acum, când... ciocârlia aia. Când mi-e greu, am 3 minute pe YouTube de ciocârlie și îmi pun acea melodie și îmi imaginez că, domne, orice e posibil. Deci, practic, e ca o ancoră în rădăcinile tale. Acum nu mai este doar în rădăcinile mele. Și ăsta este lucru cel mai fascinant. Într-o România autentică, la Hobița, da, la Hobița am strâns 8.000 de oameni, peste 8.000 de oameni. Anul trecut, la Iași, am strâns peste 22.000 de oameni într-o zi. Anul trecut am avut evenimentul într-o singură zi, am avut peste 22.000 de oameni și la Hobița 6.000 anul trecut. Anul acesta, bineînțeles că toți partenerii noștri strategici, și aici mă refer la primăria din Peștișani și primăria municipiului Iași, și-au propus target mult mai mare, să avem 50.000 la Iași. Și altă dată, o să facem și mai lată. Și acum să vedem ce o să facem la Brașov. Deci o întrecere cumva acum între vechile regiuni istorice, nu? Nu știu dacă și din punctul ăsta de vedere... Nu știu dacă să-i spun că este întrecere, ci mai degrabă mi se pare o înfrățire. Să ne gândim la o înfrățire. Mi se pare că este o înfrățire a tuturor regiunilor, români care se adună să celebreze ea românească, dar nu numai. Pentru că, de exemplu, în Piața Sfatului, pe data de 23, sâmbătă, vom avea peste 40 de ateliere de creație. Oameni veniți din toate colțurile României, oameni care vor încondeia ouă, care vor... Avem singurul opincar, meșter opincar din România. De care... unde vine? De la Râmnicu-Vâlcea. La Râmnicu-Vâlcea, da. Aproape de Brâncuș, da? Da. Și l-am furat aici, la Brașov. Și nu merge la Hobița, merge... L-am rugat frumos, pentru că... Să dea și Brașovului strălucirea. Am să vă spun,
un lucru pe care l-am învățat și eu de când organizez România Autentică. Am constatat că atâta pasiune și atâta frumusețe există în festivalul acesta, încât naște an de an alte frumuseți, să-i spun așa. Bun, generează în cercuri concentrice energii frumoase, idei, se adună oamenii, deci practic totul e să aprinzi cânteia asta, să generezi lumina care să, așa este. Care să pornească. Suntem într-un an centenar și pare că din punct de vedere politic suntem mai divizați ca niciodată, mai e atâta ură, e atâta dihonie, atâta... poate așa să ne unim cumva cu adevărat. Că... deci o provocare și din punctul acesta de vedere. Mi-a fost teamă, frică, am crezut că după prima ediție proiectul se va sfârși, pentru că a fost... evenimentele acestea sunt organizate pe bază de voluntariat. Eu atrag foarte mulți oameni frumoși și parteneri alături de mine, pentru că vă dați seama, un astfel de eveniment înseamnă mulți bani și atunci fiecare trebuie să vină cu câte un aport destul de important. Da. Și după prima ediție de la Hobița, mi-a fost teamă că nu o să mai pot să fac festivalul acesta. Și am zis, e bine așa. Dacă am reușit odată, e bine. După, never say never. După ce apropo că și la New York se sărbează, nu e da. Românească, iată. Da. După ce am terminat la Hobița, primarul de acolo mi-a zis, vreau să-l mai facem odată. Da, zic, parcă era vorba că facem în fiecare an în altă parte, că ne mutăm. Și iată că de la ideea de a face în fiecare an în altă parte acest festival, am ajuns să facem în fiecare an, în toate localitățile, în toate regiunile unde am mai fost. Deci la Hobița se sărbătorim a treia oară, la Iași sărbătorim a doua oară, pentru, la Brașov e prima dată. Da. Și să sperăm că ne întâlnim și la anul pentru a doua ediție de la a Brașov. A doua la noi, a treia la Iași. Exact. A patra la Hobița și cine știe unde într-un alt teritoriu istoric să veniți să alăturați așa ca într-o salvă cât mai multă dintre regiunile unei Românii care trebuie să fie unită prin ceea ce avem noi valoros, prin cultură, prin artă, prin valorile tradiționale. Deci e o provocare mare Brașovul din acest weekend. Sâmbătă și duminică, deci este foarte frumos cotropită Piața Sfatului sau în cel mai frumos mod cu putință. Sâmbătă de meșteșugari, duminică de muzică. Hai să povestim mai îndeaproape. Deci Opincarul autentic vine, a lăsat zona natală și a venit la Brașov. O să avem doamne, ce meșteșugari mai avem? O să avem doamne care ne vor învăța cum se croiește o ie. Aceleași doamne ne vor învăța să facem cea mai simplă cusătură și anume cruciulița, musculița. Musculița pe care o învățam unii dintre noi la lucru manual la școală. O să mărgelim, pentru că anumite ii, de exemplu, din zona Ardealului, așa cum știți și dumneavoastră, de exemplu, în zona Bistriței, sunt pline de mărgele. Deci mărgeliță, nu mărgelit. Da, o să mărgelim așa. O să facem mopinci, oale, o să încondeiem ouă, o să croșetăm tors, da, o să avem și fuioare de tors, o să avem o grămadă de ateliere, toate aceste ateliere pe ore și cine deci le dorează, foarte... da, bineînțeles, bine începem stabil. De la 11, se termină la ora 8, sunt pe site-ul zi de vară, România. În seară că tot oficial începe vara pe începe 23 și vara, da, nu? Da. Iunie și toate aceste ateliere de creație pe ore le găsiți pe site-ul România Autentică și vă puteți alege un atelier de creație la care să veniți să participați cu copilul, cu nepotul. Da, vă gândiți și la copii, presupun, foarte în special foarte, pentru foarte copii mult. Sunt făcute. Unii dintre noi am mai avut bunici la țară, am mai prins, eu am prins războiul de țesut. O să avem și război. Aveți și războiul de țesut, torsul lânii, da. Apropo de dar copilul meu, de exemplu, nici al meu, cu siguranță nu știe ce înseamnă, nu a văzut niciodată, deci este un prilej minunat să ne luăm copii de mână, să-i ducem în Piața Sfatului, să vadă unde ne sunt rădăcinile și cum am progresat. Și mai mult decât atât să-i explicăm de ce facem toate lucrurile acestea, pentru că știți, acum ea se poartă peste tot, au văzut-o, dar încă copiii noștri nu au înțelegerea
sau însemnătatea, dacă vreți să-i spunem așa, a ceea ce înseamnă IA românească. Și nu doar IA românească. Am reușit prin aceste evenimente să aducem IA în prim plan. Am văzut mari case de modă că se inspiră din modelul acesta tradițional și ne simțim extraordinari. Am luat din Spania o IA românească. Serios? Și am văzut cu de la un brand celebru și se cheamă Made in România. Serios? Deci, da. Bravo, da. Felicitări. Deci e o victorie cumva faptul că am impus acest obiect vestimentar care vorbește lumii de o România autentică și, dar dincolo de faptul că IA este foarte la modă, cred că trebuie să ducem mesajul. Mesajul este mai puternic decât atât că ea este la modă. E bine că e la modă, că moda ne ajută. Este adevărat, dar trebuie să uităm că toate aceste femei care confecționează, care lucrează manual aceste ei, trebuie să aibă cui să predea ștafeta. Și depinde de noi dacă vom fi capabili să lăsăm generațiilor viitoare o moștenire, la fel cum am primit-o și noi. Noi suntem o generație, mulți spun că suntem de sacrificiu, eu spun că suntem câștigătoare. Unii spun că este sandwich între tradiție și viitorul modern. Dar cu toate acestea am moștenit multe lucruri. Și din punctul acesta de vedere, eu spun că suntem norocoși. Pentru că eu mă întreb ce lăsăm noi copiilor noștri. Și tocmai de aceea trebuie să ne gândim foarte serios și să lucrăm acolo unde spuneați puțin mai devreme, la școlile profesionale, care astăzi nu mai sunt, la legea meșteșugarilor, care astăzi nu există. Da, da. Chiar un deputat de Brașov lucrează la această lege. Și, Roxana Mânzatu, da. Și lucrăm alături de doamna deputat destul de aproape și mă bucur că a avut această inițiativă, pentru că mediul de antreprenoriat rural, pentru că asta reprezintă meșteșugarii, sunt antreprenori în mediul rural, există această necesitate foarte mare. Da, este deci iată și niște butoane care trebuie apăsate profesionist și pentru că dacă vrem să păstrăm ce avem autentic, ce avem valoros, dacă vrem să trimitem generațiilor viitoare nealterate aceste valori, trebuie făcute acum, pentru că suntem pe ultima sută de metri. Mulți în zona Brașovului, de exemplu, avem un cojocar celebru, dar ei nu mai aveți au... și un meșter care face paftale. Da, iată. Și m-am bucurat să-l descoper. Sunt meșteșuguri care se pierd pentru că, sigur, tinerii, dacă nu sunt motivați, stimulați să învețe, e greu, e migălos să coși muștele alea, să mărgelești la o ie. Nu e așa că ar fi frumos să găsim, să inventăm ceva la care să lucrăm, nu știu, 6 ore sau 8 ore și pe care să-l vindem cu câteva mii de euro ar fi minunat. Din păcate, lucrurile frumoase se construiesc în timp. Și toate presupun muncă și chiar jertfa aceea, nu? Că suntem în țara meșterului Manole, deci la baza fiecărui lucru se așează o jertfă, nu chiar Ana, dar... Mai bine! E limpede că trebuie să lăsăm acolo o parte din noi, din ce avem scump și valoros. Cum facem față invaziei de chinezisme, cum spunem noi, pentru că într-adevăr, pe tarabe, în târguri, vedem alături. Faptul că nu există un cadru legislativ care să protejeze identitatea imaterială duce către aceste derapaje economice, care din punctul meu de vedere nu fac bine nici măcar economiei românești, deși se spune că, domne, e bine să ai acolo un pic de economie neagră. Eu spun că dacă o ducem către gri, ar fi mai bine decât să lași acolo cât zona mai aceea. Spre alb, exact, de fapt. Da. Trecerea trebuie să se facă treptat. Mai departe de cadrul legislativ, aș spune că ține de educație, de promovarea valorilor și de liberul arbitru pe care îl avem în noi. Dacă învățăm pe copii, dacă ne ducem și ne bucurăm și noi, altfel simțim, altfel vibrăm și sigur totul. Și din respect pentru generațiile trecute care ne-au lăsat și ne-au învățat cu câtă trudă și cu câtă muncă au sculptat lada de zestre,
Da, vă mai aduceți aminte, domnii, da, care plecau în armată pe vremuri, plecau cu acele valize de lemn, făcute. Așa, da, da, da. Astăzi nu mai există așa ceva. Bine, nici armata. Nu spun că este ceva bun sau nu, dar erau niște meșteșuguri care țineau în viață satul românesc. Adevărat. Și fetele când astăzi se măritau, vedeau cu, nu, cât timp coseau, câte ierni, cât adunau acolo, tot într-un cufăr, da, stătea această astăzi zestă. Din păcate avem sate pustiite, oameni care pleacă în străinătate, copii dezrădăcinați care cresc cu bunici prea neputincioși pentru a-i duce la școală sau a-i educa, da, așa cum trebuie. Și atunci singura soluție este să reușim cu toții să ne rupem din cotidianul nostru, și mie mi-ar fi ușor să fac, da, alte lucruri și să las lucrurile acestea de voluntariat. Da, infuzia aceea, conexiunea cu fetița de altă dată și cu rădăcinile a dus la ceva atât de frumos. Să dea Dumnezeu să fie cât mai mult lipsitor. Avem și o a doua zi la Brașov de sărbătoare, da, la acest festival România Autentică, spectacol folcloric, și văd aici pe câteva nume mari, dar nu numai spectacol folcloric, îl văd și pe Florin Chilian, strecurat acolo 10 întâmplări ciudate. Și o minună. Brașovul va fi minunea, vă spun, da, eu. Deci Brașovul e minunea la cele 10 întâmplări ciudate, da, care au generat acest festival. Dinu Iancu Sălăjean, 10 prăjini, fanfara, 10 Țăndărică, prăjini. Maria Constantin, Domnița Iscru, sper să nu fi uitat, Marius Mihalache și a lui Săftiță. Sunt mai mulți artiști. Pentru că vorbeați de Chilian, am să vă spun ce caută el. Chilian? El e minunea, sau el a adus minunea la Brașov. M-am gândit așa. Brașovul este un oraș unde sunt foarte mulți turiști și destul de cosmopolit, spre deosebire de Hobița. Nu, Hobița mai are acea patină a satului autentic românesc. Aici trebuie să încropim în așa fel programul artistic, astfel încât și cei care străbat Brașovul pentru o zi și sunt turiști, și pentru cei care sunt întâmplător, nu, la Brașov, sau care au venit special pentru România Autentică. Sperați să vină mult special, nu, pentru România Autentică. Știu că vor veni. Aha, deci informația este verificată. Am mulți oameni care mă urmează și cărora le mulțumesc. Un soi de alai, așa. M-au întrebat, Cristina, tu unde vei fi? Și am spus așa. Asta era întrebarea mea, unde va fi Cristina Chiriac? Care de ales acum. Vineri voi fi la Iași. Uh-huh. Deschidem pe pietonalul Ștefan, uh-huh, cel Mare, alături de domnul Chirica. Sâmbătă voi fi la Hobița și duminică voi fi la Brașov. Aha, deci spectacolul folcloric, o are pe Cristina Chiriac aici îmbrăcată tradițional. În, da, costum popular. Costumul cărei zone acum? Să vedem. Am să dau din casă și am să vă spun, recunosc, eu nu pot să port nici fotă, nici catrințe, pentru că, da, sunt voluptoasă, să spun așa, în consecință voi adaptăm moda. Nu adaptez moda, nu, voi avea un costum tradițional, autentic, românesc, vechi, de peste care favorizează de ani. Anumită silueta. Exact, adică dacă vă duceți în zona Olteniei, mai exact în Mehedinți, o să descoperiți acele vâlnice superbe, mm-hmm, de 3 metri și jumătate, care sunt cusute cu teu, cu fir metalic gros, ca să ne înțeleagă toată lumea, și care sunt o bijuterie. Iar un exemplar de genul acesta se află și în Metropolitan Art Museum de la New York. E, un astfel, deci este de exemplar cel mai blând cu siluetele noastre, dar eu cred că sunt și altele care pot favoriza o româncuță până la autentică. Urmă, vreau să vă spun că frumusețea costumului popular fură ochiul. Și nu se mai uită nimeni la... În costum național parcă nimeni nu mai e gras. Și nimeni nu mai e urâtă. Exact. E atât de frumos să vezi, da, femeile îmbrăcate cu această ie. Și serios acum, nimeni nu pare gras, nimeni nu pare urât. Da, corect. Sau adevărat. Suntem deja pătruși de elanul patriotic și suntem foarte subiectivi. Bine, acum o să facem așa, le rugăm pe domnii care ne vor vedea sâmbătă și duminică în Piața Sfatului să ne dea niște comentarii pe Facebook și să ne spună, doamnelor, ați fost minunate. Mult ai favorabile comentariile, da? Să fim înțeleși. Da. Deci vrem obiectivitate, dar subiectivism în această obiectivitate. Suntem români adevărați, iar Brașovul, pentru că vorbim de Brașov, este și un oraș în care s-a vorbit de multiculturalitate și de toleranță
influență interetnică și religioasă cu mult înainte de ca aceste mesaje să devină moderne și europene. Deci Brașovul e un oraș care merită atenția, spun eu, ca brașoveancă autentică. Cine sunt cei care vă susțin în acest eveniment? Pentru că da, sunt mulți oameni frumoși, sunt mulți voluntari, dar cu siguranță trebuie să fie și alte resurse și alte forțe. Da, este adevărat. În primul rând trebuie să le mulțumesc celor care au ales să fie organizatori alături de noi, și aici mă refer la primăria municipiului Brașov și la Consiliul Local. După aceea trebuie să menționez că am avut un partener strategic, Coresi, care ne-a încântat efectiv și ne-a ajutat numele enorm. Numele obligă, până la urmă, un brand care are o rezonanță istorică. Mă bucur enorm că au ales să rezoneze alături de noi și în mare parte trebuie să știți că organizarea acestui festival și aducerea acestor artiști a fost posibilă cu ajutorul și sprijinul dat de Coresi. Mai centru comercial, care, da, iată, a canalizat Și a canalizat către un proiect care promovează valorile autentice românești. După aceea trebuie să vă spun că alături de noi este instituția prefectului de Brașov. Deci autoritățile locale au răspuns prezent și cinste lor. Da, da, și le mulțumesc. Pot să vă mai spun că mai sunt și alte entități. Colegiul Național Andrei Bârseanu sau Șagura, nu știu. Bârseanu, da? Da. Ia, uitați că nu mi-am făcut temele bine. Da, nu v-am dat extemporan și n-aveți nici copiuță. N-am. Așa. Exim Bank, care a fost alături de noi. Caroli, la fel, care ne-a ajutat. Adică Dacia Plant, care ne-a oferit... Da, un brand brașovean. Exact, și care va fi prezent cu dacul lor în centru, ceea ce este minunat. Și nume de rezonanță, da. Dacia, da? Deci vorbim de Dacia. Da. Și toți partenerii noștri media, cărora le mulțumim, TVR, Ager Press, Metno TV, România TV, Radio România Actualități, sunt foarte mulți, cred că avem peste și 50 de... Și noi cei de pe plaiurile de la poalele Tâmpei. Înțeleg că e și un moment al junilor. Deschiderea va avea loc la ora 12, duminică, mă refer la deschiderea oficială a spectacolului și va porni, sau să spunem așa, va debuta cu junii brașoveni și junii săceleni de la primărie către Moda Rom. Până deci, piața vor avea sfatului. Un fel de defilare, da, așa, deci da. O jumătate de oră vor defila. Juni și junițe sunt și costumele lor foarte frumoase. Abia aștept să le văd. Unele sunt atât de frumoase și de strălucitoare și păstrate de din generație în generație, acolo în cuferele acelea, dacă scormoniți prin șchei, dacă mergeți la prima școală românească, la Muzeul Junilor, da. Sper să găsesc pe cineva, poate uitați acum cu ajutorul dumneavoastră, astfel încât să mă ia și să-mi ghideze. Uși, pentru că, iată, spuneați de acești oameni care se alătură acestor frumoase evenimente și acestei vibrații. Sunt bineveniți. Să crească alaiul Cristinei Chiriac. Nu. Alaiul este al României autentice. Al României autentice. Eu vă rog să mă credeți că meritul este foarte mic al meu. N-aș fi putut să construiesc nimic din ceea ce vedeți astăzi fără a toți acești oameni care au fost alături de mine și cărora le mulțumesc. Mi-aș fi dorit să pot să vin alături de toți acești oameni aici în fața dumneavoastră și să fim împreună și să ne asumăm meritele. Mergem sâmbătă și duminică în Piața Sfatului și regăsim acolo, pentru că presupun că vor fi alături de dumneavoastră, așa cum vor fi mulți brașoveni pe care îi mai invităm odată. Am încercat să facem o prezentare succintă a ceea ce se întâmplă acolo. Apropo de aceste ateliere, deci oamenii au și ocazia să pună mâna, să încerce să facă o musculiță, să încerce să croșeteze. Garantat. De ce vă spuneam că știu? Olărească, să mărgelească. Mi-a plăcut tare verbul acesta. De ce vă spuneam că știu sigur că sunt oameni care vor veni către Brașov? Pentru că foarte mulți își doresc, este weekend, își doresc să facă activități culturale, să-i spunem așa, sau tradiționale, cu copiilor. Iar eu le-am recomandat să vină la aceste ateliere de creație și știu că vor veni, pentru că deja și-au rezervat camere
de... Superb! Ce veste minunată! Mai e cu vremea să vedem prognoza, ați consultat-o, că Brașovul are farmecul lui extraordinar, dar deseori multe din planurile organizatorilor sunt ușor atins, ușor umede. Am să vă spun cum am debutat România Autentică la Hubița, în câmp, ploua cu găleata, fără curent electric și fără internet, pentru că se pornise o vijelie incredibil de mare și cameramanii au strâns totul și au spus: Cristina, ne pare rău, dar trebuie să strângem, să protejăm, pentru că dacă se arde ceva, costă incredibil de mult. Și eu m-am stat așa și m-am uitat și am zis: Dumnezeu mă iubește, nu o să plouă. Bine, te iubește pe tine, nu știm dacă și pe dar noi. Dar nu și sculele noastre. Și pentru că n-au vrut, au protejat absolut totul, m-am dus la 3 ucrainieni pe care îi aveam și aveau instrumente de suflat, nu vorbeau românește și le-am arătat limbajul trupului. Da, voi cântați că eu deci dansez. Așa, da? Și au început, aveau fluiere, aveau caval și au început să cânte și eu am început, efectiv, știi cum se spune în dansul acela tradițional al sânzienelor, dansez în fața lor, au mai venit două, dansul trei fete. Și sau dansul pentru a opri ploaia. S-a oprit ploaia. Deci. Toți spectatorii fugiseră ca potârnichile s-au ascuns. Când s-a oprit vântul și picăturile de ploaie, au revenit și am spus: acum începem spectacolul. E, cum să nu crezi că mergi sub semnul soarelui? Mulțumesc mult, Cristina Chiriac. Weekend frumos la Poalele Tâmpei, Festivalul România Autentică. Iată, Brașovul este al treilea oraș satelit care se alătură Hobiței, maestrului Brâncuș și Iașului lui Ion Creangă. Hai la Brașov, în orașul diaconului Coresi. România Autentică, sâmbătă și duminică, o invitație, spun eu, irezistibilă. Mulțumesc mult pentru prezența în această emisiune. Felicitări pentru proiect. Să fie soare, să fie frumos, să fie Brașov. Cristina Chiriac, invitata mea de astăzi, organizator și inițiator al acestui festival cu nume atât de frumos, România Autentică. Un festival născut chiar de ziua universală a ei. Și atenție, sărbătorim ea de la New York, la Paris, la Brașov, la Hobița, la Iași. Trăiască ea românească și spiritul nostru frumos. Onelia Pescaru, ne-am auzit la Radio Brașov, ne-am văzut pe Mix TV. O seară excelentă tuturor!